Pentru că am prezentat și proza și teatrul pentru bacalaureat, m-am gândit că și poezia merită o șansă, mai ales că de multe ori bag în sperieți pe bieții copii care dau bacalaureatul, dar nu trebuie să fie așa, trebuie să știți elementele care trebuie comentate la un text liric și să învățați versuri pe de rost din poeziile pentru bacalaureat, pentru că de restul se ocupă textul în sine. Adică, fiecare dintre poeziile pentru examen are niște aturi. Încep cu Arghezi. Arghezi este poetul meu preferat din programa de bacalaureat, nu neapărat prin poezia aceasta, Testament, pe care o aleg mulți copii pentru examen, dar este o poezie interesantă care poate atrage, în primul rând, prin limbajul folosit. E un limbaj inedit pentru o poezie și elevii simt asta de la început. De exemplu, din bube, mucegaiuri și noroi, iscata în frumuseți și prețuri noi. Deci estetica urâtului e un argument. Continuăm cu Eminescu. Eminescu, prin Floarea Albastră, e poezia aleasă cel mai des, pe lângă Luceafărul, dar Floarea Albastră e în top. Floarea Albastră care ne propune o poveste de iubire în stilul specific lui Eminescu, cum îl definea Arghezi, logonică de-a pururi soție niciodată, dar revenind, finalul poeziei este surprinzător, prin acel totuși și te-ai dus, dulce minune, și a murit iubirea noastră. Floare albastră, floare albastră, totuși este trist în lume. Un totuși care necesită discuții. Nu le lungim prea mult în timpul examenului, oricum, în scris, în redarea lor în scris. Continuăm cu Bacovia. Bacovia s-ar afla cumva în topul elevilor. De obicei este foarte plăcut prin atmosfera prezentată. Poezia Plumb e definitorie pentru universul bacovian, nu un univers de plumb. Și e interesantă prin ideea închiderii într-un cavou. Deci merită și aceasta atenția noastră. Ion Barbu, Riga Cripto și Lapona Enigel e o poezie care stresează și prin lungime și prin faptul că pare ilogică, adică o iubire între o laponă și o ciupercă. Dar e inedită, tocmai prin asta. Și gândiți-vă la finalul care ne trimite și la regele Lir, nu ciuperca aceasta care rătăcește înnebunită. Parțial, pentru că știm, devine o ciupercă nebună. Eu nu strivesc corolat de minunea lumii, e o poezie interesantă prin metaforele pe care le presupune. Cred că toată lumea iubește enumerația din versurile, căci eu iubesc și flori și ochi și buze și morminte. Niște metafore care pot fi comentate destul de ușor. Încheiem apoteotic cu Nichita Stănescu. Nichita Stănescu, din care Leoaică tânără iubirea pare a fi cea mai pe placul copiilor, și prin metafora din titlu și prin modul în care e descris această iubire tânără, nu, care mi-a sărit în față, m-a mușcat Leoaica azi de față, în stilul caracteristic acestui scriitor, care place foarte mult elevilor până în momentul în care trebuie să fie comentat. Deci, poezia pentru Bac nu este un bau-bau, mult succes!